Testul de efort constă, de cel mai frecvent, constă în monitorizarea electrocardiogramei și a tensiunii la un pacient care i se supus unui efort fizic, și anume mersul pe o bandă sau pe o bicicletă. Eu prefer pe o bandă, că este mai să zic, pacientul este supus unui efort fizic mult mai mare. Monitorizarea electrocardiogramei este esențială în timpul unui test de efort. Indicațiile cele mai frecvente pe care le are un pacient pentru a-și face un test de efort este durerea în zona toracelor, adică durerea de inimă. Doar că nu orice durere în zona toracelui poate să fie o durere de inimă, poate să fie o durere și o nevralgie intercostală, o durere musculoscheletală. Prin urmare, pacientul poate să aibă o simptomatologie foarte clară, când descrie destul de clar, tipic, durerile acestea, care le numim dureri anginoase, sau poate să descrie atipic toate durerile, fiind doar localizate în zona inimii și de fapt neavând nicio tangență cu inima în sine. Deci testul de efort poate fi pozitiv, test de efort negativ sau test de efort neconcludent. Ce ar însemna lucrul ăsta? Testul de efort pozitiv înseamnă că pacientul fie relatează dureri tipice în zona inimii, așa, care sunt corelate cu modificări pe electrocardiograma care se înregistrează în momentul ăla, fie pacientul nu are acele dureri în zona inimii, dar deja se înregistrează modificări pe electrocardiogramă. Asta ar însemna un test pozitiv. Se împarte în diferite criterii de severitate, criterii de severitate mai mare sau mai mic. Acest pacient este pacientul care va fi îndrumat pentru o următoare etapă, da, care constă în coronarografie. Pacientul care are un test de efort negativ este clar că e un pacient care nu are dureri tipice de inimă și este un pacient care are de fapt niște dureri toracice, toracalgii nespecifice, cum le spunem noi. Iar testul neconcludent este testul când pacientul fie nu-l duce până la capăt, acest test de efort, fie pacientul relatează niște dureri care nu sunt obiectivate pe electrocardiogramă cu modificări și sunt niște dureri atipice. Aceste ultimele două categorii sunt pacienții care nu au indicații de a le se face coronarografie, așa, și urmează să se adreseze către alți doctori.